Ne aflăm la Presville. Este ora 7 după masa. Dăm mâncare la porumbei. Suntem exact la stadion, la Presville. Avem 40 de km până la Scolin. Dăm mâncare la porumbei. Porumbei sunt hrăniți cu mâncare, după care urmează să le dăm apă. Haideți să filmăm, să vadă toată lumea cum se hrănesc porumbei. Mergi mai la mașina asta, la aia. Filmăm la amândouă mașini. Păi iau ce cu tine. Nu e problemă. Să vedem dacă mănâncă porumbei. Hai, v-ați poate la amândouă. Hai, mă? Da, mă, da. Așa. Punem bobite. Ia, mă. Mai trebuie mai mult. Cui e foame, e poftit să servească masa. Este ultima haleală. Trecem și pe partea cealaltă. Să filmăm aici cum hrănesc băieții porumbei. Să vedem dacă mănâncă porumbei, că a spus lumea că nu prea să hrănesc cu șgheabul ăsta pe exterior. Am avut câțiva băieți recalcitranți la plecare. A zis că erau învățați cu șgheaburi pe interior. Ia să vedem cui e foame, servește măsuța. Mergem să dăm și apă, după ce alimentăm cu hrană și diaburile pline, după ce mănâncă, stăm 10-20 de minute, hrănim cu apă și continuăm, mai avem 35-40 de km până la Scolin. Delegatul a fost anunțat, ne așteaptă, e lumină, e zi, e frumos, porumbeii se simt relaxați, ca și delegații, au o poftă teribilă de muncă de bere. Și de bere, bineînțeles, dar le promit că nu o să mai bea niciuna.